Vă invit să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și am să citesc un psalm, psalmul 142, are doar 7 versete, nu este lung. Aș vrea să citim psalmul acesta pe care Dumnezeu l-a inspirat lui David când era singur într-o peșteră, un psalm scris în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu-mi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de ceea ce mă prigonesc, că sunt mai tare decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Amin. Să ocupăm locurile. Dumnezeu are un lucru foarte important de făcut cu David. Și atunci când Dumnezeu are o lucrare importantă de făcut cu tine, vrea să te bizuiești pe El 100%. Vrea să contezi pe El 100%. Dar fiecare dintre noi avem proptele noastre, avem cârjele noastre de care ne sprijinim, nu-i așa? Cu cât un pom e mai mic, are un par mai mare de să se sprijine de el. Dumnezeu nu te poate folosi atunci când tu găsești alte mijloace să te bizuiești pe ele. Și atunci Dumnezeu, când vrea să te folosească, te deposedează de sprijinul acesta pe care tu te reazimi. Te depozetează, te alungă cârjele astea de la tine. Fiecare dintre noi avem experiențele noastre de viață și vreau să vă spun că unul dintre cele mai tulburătoare lucruri pentru mine a fost când m-am pregătit de operație. Știam că operația de inimă e foarte periculoasă. Pentru prima dată am stat în fața unui foi de hârtie și mi-am făcut un fel de testament. M-am gândit ce se va întâmpla cu casa mea, cu cărțile mele, cui las moștenire bruma de lucruri care o am. Am scris o foaie de hârtie specială pentru soția mea, în cazul în care nu mai vin de la spital, ce are de făcut. M-am gândit foarte serios la lucrul ăsta. În același timp mi-am dat seama că mă înconjoară o serie de lucruri pe care eu contez, pe care mă sprijin, nu? Am niște bunuri care cred eu că astea mă țin pe mine în picioare. E bine, ajungi într-o zi în care Dumnezeu te deposedează de toate cârjele astea. Și în clipa în care m-au pus pe un pat așa, și m-au împins într-o sală plină de aparate, o sală de operație din asta, mai ales la inimă, seamănă cu un fel de navă cosmică, cu tot felul de ecrane și lucruri care nu le-am mai văzut niciodată. Probabil îți menite și asta să te sperie bine de tot. Dar atunci, înainte să închizi ochii, așa, nu-ți mai rămâne nimic altceva decât Dumnezeu. Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu în momentul acesta, nu știu pe ce te mai poți bizui. Petrica mi-a spus, Florica, o prietenă de-a noastră, când l-au luat pe Coco și l-au dus cu patul ăla prin ușile alea blatante, am avut senzația că n-am să-l mai văd niciodată. Viu. Dintr-o dată toată viața mea a căpătat alte dimensiuni. Să știți că Dumnezeu lucrează la fiecare dintre noi să îndepărteze lucrurile astea pe care noi ne bizuim, ca să ne bizuim într-o zi numai pe El.
Mai devreme sau mai târziu vom ajunge să fim deposedați de toate lucrurile astea care ne înconjoară. Este greu de crezut la o anumită vârstă. Am mai spus povestea asta și nu e o poveste, e o realitate. A fost o perioadă aici în Phoenix când trebuia să supraviețuiesc financiar, aveam băieți mari, fiecare voia să se însoare, să meargă pe la școli, o duceam greu. Și atunci am cumpărat case foarte distruse, să le repar și să fac ceva bani. Am luat legătură cu un real estate care m-a călăuzit la o casă care încă nu ajunsese să fie pusă pe piață, dar urma să fie vândută. Am intrat prin spate undeva și m-a ispitit foarte tare casa asta pentru că era plină de cărți. Toți pereții erau o bibliotecă întregi, mii de cărți. Și computerul funcționa, era on. Lămpile aprinse la birou și real estate-ul mi-a explicat că au venit copiii și i-au luat pe bătrân și i-au dus direct la nursing home, i-au declarat incapabil de a-și mai duce viața și vindeau casa. Casa urma să fie pusă pe piață. Era să o cumpăr pentru cărțile alea. Am întârziat, dar a doua zi când am venit, am văzut un lucru incredibil. În fața casei, un dumpster din ăla mare și doi mexicani căreau computerele, cărțile și aruncau în dumpsterul ăla. Pentru prima dată în viața mea, mi-am pus întrebarea, Doamne, asta se va întâmpla și cu biblioteca mea? Așa se va încheia totul? Vor veni niște mexicani într-o zi care vor lua tot și vor arunca la gunoi, nu-i așa? În viața asta noi ne sprijinim când pe o cârjă, când pe alta, când pe o proptă, când pe alta, nu? Ei bine, vine o zi când Dumnezeu le îndepărtează pe asta, pe toate, și vei rămâne singur tu cu Dumnezeu. Și atunci vei descoperi, eventual, că Dumnezeu ți este de ajuns. Că până mai ne înconjoară câte ceva, mai avem câte o proptă, mai avem câte o cârjă, avem impresia că Dumnezeu nu este suficient. Mai avem nevoie și de cârja respectivă. Dar vine o zi când nu rămâi decât tu și Dumnezeu. De aceea e bine să te pregătești să fii prieten cu Dumnezeu pentru ziua aia. Ziua când vei descoperi că Dumnezeu îți este îndeajuns. David avea câteva cârje pe care Dumnezeu trebuia să le îndepărteze din viața lui. În primul rând, avea o poziție socială foarte înaltă, era un fel de general, dacă vreți. Conducea peste 1000 de soldați cu care ieșea în tot felul de expediții împotriva filistenilor, de exemplu. Era membru al curții regale, stătea la masă cu împăratul, nu? Și dintr-o dată ajunge un fel de haiduc, ajunge singur pe lume și fuge și se ascunde într-o peșteră. În peșteră poți să ai toate galoanele, că nu mai funcționează, nu le mai respectă nimeni, nu le mai vede nimeni. Dumnezeu îl deposedează de această poziție socială foarte înaltă pe care el o are. Ajunge un nobody, un nimeni. Până acum s-a bizuit că era ginerile împăratului, nu? Cel puțin pe nevastă te poți bizui, nu-i așa? Ei, și Mical se dovedește că nu e o nevastă prea grozavă. A dus, de fapt, o întreagă viață de minciună și de idolatrie. L-a și scăpat cu minciună pe David. Zice, a fugit pe fereastră, m-a amenințat că mă omoară. Nu era vorba absolut deloc de așa ceva. Dar nici nevastă nu mai are, nu mai are familie, este singur și în peșteră. Nu știu câți dumneavoastră aveți experiența peșterilor. În clasa a 11-a spre 12 am fost într-o tabără la Moneasa.
Și un grup de băieți, așa vreo 20 de băieți, ne-am dus să vizităm o peșteră, peștera liliecilor, de la Moneasa. Nimeni n-a vrut să intre primul, pentru că după ce mergeai așa vreo 20 de metri printr-o încăpere destul de mare, trebuia să intri printr-o gaură prin care nu te puteai decât târâ. Și pe urmă, după vreo 10 metri de parcurs târâși prin gaura aceea, în care încăpea un singur om, ajungea într-o sală foarte mare. Nimeni nu voia să meargă, așa cum mă dădeam eu curajos, eu sunt primul. Nu aveam lanternă, aveau băieții din spate lanternă, că mă luminează ei din spate și m-au lăsat singur. Și m-am târât prin gaura aceea și am ajuns într-un loc atât de întunecos și mi se părea atât de uriaș și singur, pentru că băieții n-au mai venit după mine și nici lanterna nu mi-au dat-o. Numai liliecii auzeam cum zboară în jur și de spaima acelei experiențe n-am dormit multe nopți pe urmă în viața mea. În peșteră nu e deloc grozav, mai ales dacă ești singur. Descoperim apoi că altă proptă, alt sprijin al lui David a fost mentorul său spiritual, Samuel. Îl vizitează la Naiot. Naiot, după descoperirile arheologice, se pare că a fost un adevărat labirint de ascunzători, un loc foarte bun să se ascundă acolo David. Dar mentorul său, Samuel, zice, du-te, fugi, du-te de aici. Emoțional, dacă vreți, David este epuizat. Presiunea la care este expus este amenințat cu moartea de socrul lui. Dacă este vreun dușman periculos pe lumea asta, ăștia sunt socrii. Nu? Ăștia nu vor decât să termine cu tine. Acum, nu toți. Eu am avut parte de socrii foarte de treabă. Mai glumeam cu socrul, îi spuneam, mă înțeleg foarte bine cu tine, socrule, de când e un ocean între mine și matale. Dar când ai și un socru care vrea să te pironească cu sulița de perete, nu? E bine să fugi și atunci te duci oriunde. Și se duce la mentorul său, la Samuel, la omul lui Dumnezeu. Este o experiență foarte interesantă pe care vă invit să o citiți din capitolul 19 din 1 Samuel, să vedeți. Saul știe că s-a plecat la Samuel și atunci trimite o grupă de teroriști, dacă vreți, să-l prindă pe David. Cum ajung ăștia aproape de Naiot, încep să prorocească și vin proroci de la întâlnirea asta. Trimite a doua trupă și ăștia prorocesc și nu mai vin. A treia trupă și apoi se duce și Saul nervos în final că nu te mai poți bizui pe nimeni. Spune Sfânta Scriptură că a început să prorocească și ăsta, ba așa de tare că Dumnezeu l-a umilit că s-a dezbrăcat aproape, a stat culcat pe pământ, zice, a dezbrăcat și a prorocit. De aia se zicea că și Saul este între proroci, nu? Dar nici Samuel nu mai este un sprijin pentru David. E lăsat absolut singur acum. Dar poți să ai prieteni, nu? Și are David un prieten extraordinar, Ionatan, băiatul lui Saul. Îl iubește pe David ca pe sufletul său. Este gata să facă orice. Renunță la domnie să domnească David în locul lui, prietenul lui. Îi dă armele, îi dă, mă rog, tot ce are. Dar nici pe prieteni și de ăsta trebuie să fugă și David rămâne singur. Resursele financiare, dacă vreți, până acum mânca la masa împăratului, cred că a avut absolut tot ce îi trebuie financiar, nu? Acum nu mai are nimic. Trebuie să vâneze dacă vrea să mănânce ceva. Ba mai mult să cerșească de la un nebun ca Nabal, nu? Să-i dea ceva, brânză și oi. E o milință formidabilă. Dar se pare că lucrul cel mai extraordinar și dureros pentru David este când își pierde nu numai prietenii și resursele și nevasta și familia și
poziția, își pierde respectul de sine. Ajunge dezarmat în fața lui Achish, un domnitor al filistenilor la Gat. Are sabia lui Goliat la el. Pentru asta deja era periculos, pentru că Goliat a fost filistean, nu? Își dă seama dintr-o dată că a nimerit într-un loc foarte periculos și atunci, ca să scape, face pe nebunul. S-aruncă de pământ, face spume la gură, spune prostii, se poartă ca un nebun. Și Achish zice, de nebune am eu o lipsă la curtea mea. Ia, du-te. Și l-a lăsat în pace, a scăpat cu viață. A scăpat cu viața, dar demnitatea lui și respectul de sine era cu totul călcat în picioare. Și ajunge singur într-o peșteră. Ei bine, în peștera aceasta se întâmplă niște lucruri extraordinare în viața lui David. Aici se nasc niște psalmi. Dacă vreți, psalmul 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63 și 142 sunt scriși atunci când nu mai ai nimic, când nu mai ai pe nimeni, atunci când numai Dumnezeu îți este de ajuns și numai pe El poți să mai contezi. Atunci se nasc psalmi, atunci se nasc cântările de laudă, atunci vine Duhul lui Dumnezeu și te inspiră să te încrezi numai în Dumnezeu. David se roagă aici și compune aceste cântări de laudă, aceste rugăciuni, dacă vreți, care sunt psalmii. Ascultați-mă bine, când ajungeți în peșteră, e un loc potrivit să începi să scrii psalmi, e un loc potrivit să te rogi. Dar până atunci nu lăsa cârjele să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Uită-te bine în viața ta, pe ce contezi. Dacă contezi pe banii tăi, pe înțelepciunea ta, pe averile tale, pe poziția ta, ai grijă, nu lăsa ca cârjele astea, proptele astea să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Pentru că într-o zi, dacă Dumnezeu te iubește, le ia pe toate astea ca să-ți demonstreze că El singur îți este îndeajuns, că pe El poți să contezi întotdeauna. Avem nevoie de Dumnezeu, e adevărat, dar avem nevoie și unii de alții. Nu lăsa ca nicio relație de-a ta să-L înlocuiască și să înlocuiască relația ta cu Dumnezeu. Țin minte, aveam un prieten, noi când ne-am întors la Dumnezeu, eram în anul întâi de facultate, posteam și de două și de trei ori pe săptămână, mai ales că ne ajutau și colegii care spuneau, măi, tu nu mai postești, dă cartela să mănânc eu astăzi. Ei nu aveau cartele, le dădeam cartela și atunci noi posteam, că n-aveam altceva de făcut. Ăsta nu postea niciodată, pentru că zicea așa, dacă mă duc acasă, zice, mama o să mă vadă că am slăbit. Deci relațiile lui și, mă rog, ținuta lui, forma lui trebuia păstrată, nu? Și nu risca nimic băiatul. Nu lăsa ca relațiile tale să înlocuiască relațiile tale cu Dumnezeu. Nu te bizui pe nimeni și nimic ca să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Bizuiește-te pe Domnul, nădăjduiește în El, bazează-te pe El. În peșteră, când David rămâne singur cu Dumnezeu și descopere că Dumnezeu este suficient pentru viața lui, primește răspuns la rugăciune în această peșteră, peștera Adulam. Când este frânt, părăsit, singur, ascultați cuvintele care sunt atât de extraordinare, zice, Doamne, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. În peștere nu te mai cunoaște nimeni. Ești întunecos ca toți ceilalți. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Și poate că fraza cea mai dureroasă este aceasta, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nobody cares. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. E teribilă situația asta. E bine,
Când ajunge acolo, caută ajutor în rugăciune. David o face și primește răspuns din partea lui Dumnezeu. Rezultatele sunt absolut spectaculoase. În primul rând, Dumnezeu trimite oameni. Îi trimite imediat oameni. Vine familia sa. Vin și frații ăia care au zis, las că te știm noi, că ești un lăudăros, un mândru, vrei să faci pe grozavul, vrei să te bați cu uriașul ăla și tu ești un mititel necăjit. Și ăia vin. Și vin și stau cu David în peșteră. David este bun cu ei, duce și îi aranjează să locuiască undeva mai decent. Dar dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, există un verset aici absolut tulburător. Dumnezeu îți trimite oameni, dar nu întotdeauna oamenii ăștia care vin sunt ăia care vrei tu, ci care vrea Domnul. Ascultați ce oameni îi trimite Domnul. Toți cei ce se aflau în nevoie, deci săraci, necăjiți, așa, care aveau datorii, IRS-ul era după ei, nu-și plătiseră taxele de o groază de vreme, și care erau nemulțumiți de Biden, de guvern, de toată lumea, formidabil, să vină la tine, s-au strâns și la el și el a ajuns căpetenia lor. Wow! Să vină la tine oameni în nevoi, săraci, lipiți pământului, vorba aia, care au datorii, îi urmărește IRS-ul și care sunt nemulțumiți și tu să devii șeful lor. Wow! E absolut teribil. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Dacă veți studia în Cartea lui Dumnezeu, veți descoperi că oamenii ăștia, care vorba ei erau good for nothing, au devenit vitejii lui David, au devenit oamenii mari de stat cu care David a condus împărăția mai departe. Dumnezeu îți trimite oamenii, Dumnezeu dă victorie. De la capitolul 23 din 1 Samuel, David are o victorie, scapă o cetate, Keila, care este asaltată de filisteni. David are o victorie extraordinară. Apoi Dumnezeu îi aduce satisfacție deosebită, îl dă pe Saul pe mâna lui. Și David îi taie colțul de la manta și spune, eu n-am să pun mâna pe unsul Domnului niciodată. Dumnezeu conduce lumea, dacă mă vrea împărat, o să mă facă împărat corect, nu cu tăieri de capete, nu? Îi oferă Dumnezeu această satisfacție deosebită. Vrem sau nu vrem, viața ne va duce într-o zi și Dumnezeu ne va călăuzi într-acolo să descoperim că El este suficient și El este singurul de care avem nevoie și pe care ne putem baza în această viață. În concluzie vreau să fac câteva afirmații. Să știți că nicio relație de-a noastră nu poate înlocui relația noastră cu Dumnezeu. Nu te bizui pe nimeni și nimic în locul lui Dumnezeu. Când totul în jurul tău se năruie, vei descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Când vei ajunge în peștera vieții, contează pe El și El te va binecuvânta. Amin.